Corpul uman este un volum de 63 de trilioane de celule. Ceea ce este spectaculos este că toate aceste celule se înseriază. Noi știm că atunci când eram la primele lecții de fizică, am învățat despre baterii, pentru că corpul uman este o baterie. Am învățat că bateriile pot fi puse în paralel sau înseriate. Dacă noi le punem în paralel, avem voltajul asemănător, dar vom avea un amperaj crescut. Dacă noi le punem în seriat, voltajul crește extraordinar de mult. Și într-adevăr, potențialul electric membranar celular la un om normal este de minus 22 de milivolți. Ați zice că este o valoare nesemnificativă. Totuși, în momentul în care 63 de trilioane de celule se pot înseria, asta înseamnă un voltaj fabulos. Noi avem multe tipuri de practică și, de fapt, în toate aceste practici, noi lucrăm cu energia electrică, bioelectrică a corpului nostru. Este important pentru noi să înțelegem cum să identificăm aceste linii înseriate ale bateriilor. Ce e important? Important este să înțelegem că, da, corpul uman este un sistem electric. O mulțime de cercetători, cum ar fi Robert Becker, Dr. Tennant și mulți alții, demonstrează că noi suntem ființe electrice.